După 40 de ani, timp în care nu s-au mai făcut lucrări de reabilitare majore, parcul central din orașul Hațeg va fi modernizat. Lucrările vor demara în acest an și, potrivit primarului Adrian Pușcaș, ele vor fi finalizate în primăvara anului viitor. Proiectul este finanțat din fonduri guvernamentale, dar și din bugetul propriu al urbei. Parcul central din orașul Hațeg, de când știu eu, nu am mai, de când sunt eu în Hațeg de peste 40 de ani, nu am mai suferit nicio modificare, doar mici ajustări, să spunem așa, plantelor și a copacilor, și de aceea eu cred că avem nevoie de o reabilitare și o modernizare a acestui parc. Va fi o alee pietonală pe centrul oraș, pe centrul parcului, niște bănci pe laterale cu plante perene, arbuști noi plantați. Este făcută proiectarea pentru acest parc, așa cum îl vedeți dumneavoastră, și fântâna care o avem va fi remodelată la niște culori mai adaptate zonei unui parc. Va fi o fântână arteziană, modernă, construită, după cum vedeți, o alee pietonală pe centru, unde lumea se poate să se plimbe liniștiți, să socializeze, se pot organiza eventual unele evenimente în acea zonă, pentru că avem nevoie de un spațiu de liniște și de promenadă.